Bună ziua și bine ai venit pe canalul meu de YouTube. Mă numesc Rodica și astăzi vreau să-ți arăt cum fac eu dulceața de coacăze verzi. Așa arată coacăzele verzi. Bănuiesc că le știi. Vreau să le cântăresc acum. Pun un bol. Cântarul o să-l pun pe zero. Și am să torn fructele aici, să văd câte fructe am aici. Eu le-am curățat 1,390 kg. Ce bine! Eu am curățat toate fructele și le-am și spălat. Uite, ca să vezi ce am scos de la ele. Astea toate au ieșit. Le-am spălat în câteva ape. Iar acum, la aceste fructe, la 1,390 kg, o să adaug niște zahăr. Aici am 651 de grame. Astea, fructele, coacăzele, cu zahărul, am să le pun într-o cratiță. Așa am o cratiță. Am să pun un pic de zahăr pe fundul cratiței ca să fie mai ușor să lase sucul din ele. Iar acum le pun pe toate aici. Și torn tot zahărul peste fructe. Așa cum o să le și amestec un pic cu o lingură de lemn. Să lase mai ușor zeama din ele. Noi avem nevoie de zeama asta ca să fiarbă un pic, nu foarte mult. Deci 10-15 minute o să le las așa cu zahărul și revin. Am revenit. Da, eu le-am lăsat cam o jumătate de oră, pentru că se pare că nu prea lasă zeamă. Iar acum o să le pun pe foc, la foc foarte mic, și o să mai amestec din când în când să nu mi se prindă, cu toate că am cratița bună și nu n-ar trebui să se prindă. Și revin când văd o schimbare. Am pus pe ochiul mic. Focul este destul de foarte mic, nu destul de mic. Sper să se vadă. Ceva. Și din când în când o să amestec până lasă un fel de sirop, după care revin. Se aude cam rău acum, dar uite, așa arată la mine. Au lăsat zeamă, au fiert, s-au spart. Trebuie să le las să mai fiarbă. Și nu peste mult timp o să adaug. România este doctorul Oetker. Pectin for jelly or marmalade. Dar nu am destul, că n-am găsit Dr. Oetker și am pregătit și borcanele, toate au fost sterilizate, spălate, puse în cuptor ca să se usuce. Acum o să o mai las 5 minute să fiarbă. Nu
după care adaug conținutul din sticluță. Nu este suficient, dar o să văd cum o să fie. Trebuie. Din cauza că nu am destul întăritor, gelatină din aceea, sau cum îi spune casa în groașă, de la Dr. Oetker, pentru fructe, nu vreau să las să mai fiarbă, pentru că nu vreau să stric toate vitaminele, însă o să mixez toată asta și eu o să-l folosesc de obicei dacă fac griș, îl pun că așa o să fie, nu are o consistență foarte mare, o să-ți arat după ce îl mixez, o să-l pun în blender, și revin. Așa arată după ce am mixat tot. Mai am și ceva bucățele de fructe înăuntru. Eu așa vreau să o las. Nu este de fapt o dulceață, nu este gem. Este ceva mai gros, dulce, care se poate pune pe griș, pe orez fiert, pe înghețată, dacă faceți ceva aranjament cu înghețată. Merge foarte bine și fructele au foarte multe vitamine. O să scriu o să las în descriere câte vitamine au. Acum o să le pun în borcan și o să-ți arăt cum sunt. Da, acum să recapitulăm. Am avut 1,390 kg de fructe și 652 de grame de zahăr. Mi-au ieșit toate aceste borcanele. Aici am mai puțin. Urmează să le pun în haine, așa cum se pun toate. Și le voi ține până mâine în haine. Eu acest nici nu știu ce este. Este bază pentru cremă, de fapt, pentru că eu când fac o cremă sau la frișcă, de multe ori am pus tot câte un pic să nu se taie și am făcut o frișcă cu gust de aceste fructe delicate sau o cremă cu acest gust. Până data viitoare, aștept să-mi lași comentarii. Sper să-ți placă ce am făcut eu și dacă poți să te abonezi la canalul meu, să-mi spui și mie dacă am făcut ceva greșit, dacă ceva nu-ți place, iar când se răcește, se mai îngroașă. Și îți doresc mult spor ca să-ți reușească. Ne vedem la următorul video. Numai bine!